Dacă nu ne ajută autoritățile, vom mai avea mire de calitate. Dacă neonicotinoidele vor mai exista, pesticidele, insecticidele, dacă nu avem codul de bune practici între agricultori și apicultori. Mierea va fi o realitate. Și eu spun acum aici, poate greșesc, în 10 ani efectivul de albine va scădea la jumătate. Pentru că astea sunt principalele cauze. Apa, aerul și omul. Care este cel mai mare donator al albinelor. Păi fără doar și poate. Omul. Omul, noi ne batem singuri. Salvând albinele, salvăm omenirea? Da. Și plus de asta, ne alimentăm viața. Polenizarea, că albinele fac bine omenirii. Imens. Datorită albinelor, omenirea trăiește. Oamenii asta dacă ne înțeleg, că consumul de miere nu este nici un lux, nu este nici un, este o necesitate, ci mierea, încă o dată, este un aliment complet care consumați zilnic face minuni pentru sănătate. Deci în primul rând este medicament, exact. Și după care este aliment. Aliment. Omul ce se întâmplă fals, găsește cu fiecare dată o explicație. Aici am un bocan de cătină. Chiar vreau să văd și eu. Cătină și miere sau cătină specială. Ia să dați o notă la minunăția asta. O bogăție de arome, minerale, vitamine, polivitamine naturale. Uitați-vă, sănătatea noastră în ce postă. În această mică linguriță, miere împreună cu polivitamine naturale, vitamina C, vitamina C de 10 ori,